data de 4, un echipaj de la poliția locală a sesizat secția noastră care se ocupă de ridicatul animalelor fără stăpân de pe domeniul public. Un echipaj de la noi împreună cu cei de la poliția locală s-au deplasat în zona aeroportului, de unde a fost ridicat un măgar, care a fost ulterior transportat la centru unde noi avem adăpostul pentru animale abandonate pe domeniul public. La ce îl foloseai pe măgăruș? După apă mergeam. Atunci mergeam după apă, la vineam, mergeam după fân, după lemne. Deci pe tot mergeam. Și acum mi l-a luat primăria. L-a dus cineva, l-a furat de aici și ne l-a dus acolo la pădrum. Și n-am știut nimic, că a fost legat aici. Ulterior trecerii celor 5 zile, animalul trece în proprietatea municipiului Cluj-Napoca și ulterior acestui termen se organizează licitație în condițiile legii în vederea valorificării animalului și recuperării de către regie, respectiv municipalitate, a cheltuielilor legate de transport, hrănire, îngrijire, conform tarifelor care sunt aprobate. Au cerut 6 milioane. De unde să dau eu 6 milioane? Și muierea bolnavă. Nu. Vreau, da, să mă scriu la licitație, da, să vedem cât mai puțin, că n-am cât de unde, și am 6 copii minori. 250 de lei au zis că trebuie la licitație. 250 de lei. 150 atunci, 150, mamă. O, da. Vreți să negociați cu primăria, să nu dați da. Cât cer ei. Da, da, 150, da, că de unde să mai vedem, le luăm și ți-l aduc. Nu trebuie, că n-are nici valoare, de 1 milion e valoare. Mai aveți și alte animale în afară de măgăruș? N-am numai ăla că care ne-a dus și mapă. Ala și căruciorul ia ăla. Uite căruciorul e acolo, ia. Ala mic. Atâta. Două căpruți avem, ia, două căpruți avem. Nu. No. La data preluării măgărușului, el se prezenta din punct de vedere clinic sănătos. La examinare nu s-a observat nimic deosebit. Nu prezenta plăci prin lovire, tăiere sau să observăm ceva deosebit pe suprafața corpului sau a tegumentului. Deci nu i-am făcut niciun tratament, că nu a fost cazul. Deci măgărușul este sănătos, mănâncă, bea apă, mai plimbăm pe afară. Suntem necăjiți, vai de capul nostru!